Procentul candidaților care au obținut carnetul abia a trecut de 33% din cei care au ajuns la proba practică, având în vedere că peste 40% din cei care au făcut școala de șoferi nu au reușit să treacă nici de cea teoretică. Unul din doi candidați la obținerea permisului de conducere este respins la proba teoretică. La cea practică reușesc doar unul din trei. M-am stresat puțin mai mult decât trebuia. Totul este să n-ai emoții, să conduci relaxat, pentru că polițiștii n-au intenția să te pice. Și cred că atenția contează cel mai mult. Sincer, cred că și emoțiile o problemă, însă trebuie să fim siguri un pic pe noi și să fie bine. Cum vezi desfășurarea acestui examen auto? Merge ok, păcat că e timpul de așteptare destul de mare. Ce părere ai despre faptul că mulți oameni nu reușesc să promoveze acest examen? Probabil și foarte mulți și nu. Nu sunt destul de pregătiți. Instructorii auto spun că traficul infernal din oraș le dă bătăi de cap candidaților. Mai mult, ei le recomandă viitorilor șoferi să studieze foarte bine legislația rutieră înainte să înceapă orele de condus. Elevii sunt puși într-o situație în care nu că nu pot aplica legea, o pot, dar este mult mai greu. Pentru că la școala de șofer se învață A, B, C până la Z, de la litera legii, cum se face în fiecare situație, dar în valorile astea de trafic intens, legea este foarte greu de respectat. Adică dacă aștepți să intri într-o intersecție când nu este nimeni, da? Sau când ți se dă voie să intri, la examen o să fii picat oricum. În fiecare an, zeci de mii de clujeni își depun dosarele pentru a obține permisul de conducere categoria B.